Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Fostul sportiv a făcut noi declarații despre relația cu iubita lui. Acesta mai are doi copii din prima căsnicie. Pe plan personal îmi doresc, normal, și eu și Simona, iubita mea, să ne mărim familia. Ne dorim un bebeluș, cam asta ne dorim anul acesta. Îmi plac copii, îmi place să trec prin toate etapele, de când învață să meargă de-a bușilea, să meargă în picioare, să mănânce, a mărturisit gimnastul. În viitor, de ce nu, vrem să ne oficializăm și relația. Dar le luăm pas cu pas. Nu am stabilit nimic încă, adică nu e o prioritate. Noi ne înțelegem bine oricum, adică va veni și pasul acesta, a mai adăugat el, ne înțelegem foarte bine, am mare încredere în ea. Ea de profesie este inginer, corporatist, la birou toată ziua. Ea nu prea a avut până acum contact direct cu lumea, dar eu am cunoscut-o și am avut încredere în ea, a precizat sportivul Marian Drăgulescu, care nu mai e gimnast, ci profesor de gimnastică, se concentrează la cariera lui. Dar și la viața personală. Simona e alături, fostul gimnast și iubita deja locuiesc împreună. Recent s-au mutat la o casă care are și curte. În emisiunea Vorbește lumea de la ProTV, Drăgulescu a fost întrebat unde își ține medaliile și așa s-a aflat de noua lui locuință. Marian Drăgulescu a făcut apoi dezvăluirile, acasă. Am avut o cameră specială că eu m-am tot mutat și în sfârșit ne-am mutat la o casă, la curte și încă nu am făcut, așa. O cameră specială pentru trofee, momentan sunt în genți, așteptăm să facem și acea cameră pentru trofee, nu a fost o prioritate până acum, dar va fi, a spus acesta. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.